Bună ziua, sunt aici cu Ana de la avocatul.ro. Let's go. Bună ziua, chat. Am adus-o pe Ana astăzi ca să vorbim despre lucruri legale care vă interesează așa overall, care ne interesează și alte fun facts despre domeniul ăsta legal. O să ne zică dacă Dorian Popa are voie să... Râdeam zilele trecute, mă, am tot văzut că făcea el la un moment dat campanie la ceva betting, dar nu betting, era betting fake, era gen betting moca, până mai și pe FIFA points, pe nu știu, un căcat de ăsta. Au început să devină destul de interesante chestiile astea, nu știu, fie ai loterii unde, nu sunt chiar loterii, ba trebuie să cumperi un tricou, ba să cumperi un bilet, ba una, ba alta și practic dacă însumezi taxa de intrare, vezi că practic omul ăla își scoate mașina pe care la concurs. Da, dar multe sunt pe sistemul ăsta care n-au taxă de intrare, adică îi sperg moca, tocmai ca să hook you in. Adică ca să te obișnuiască cu ideea de dat la păcănea sau whatever. Ca la droguri, practic. Îți dă entry point-ul. Știi cum e foarte interesant? Am avut cazinourile care sunt fizice și după care la un moment dat s-au reglementat, că deși încă avem o legislație foarte permisivă, de aia încă avem noi și cred că Israelul parcă. Mai avem la fel de multe cazinouri pe metru pătrat. Acum, știi că a fost perioada aia în care puteți să-ți faci tu cazino online fără niciun fel de problemă. Fără autorizație, fără nimic. Yep. Acum le-au băgat și pe alea pe licență și toată lumea vrea să facă o chestie de genul ăsta, că tuturor ne plac, ba un Caritas, ba un loz în plic, ba ceva de genul ăsta. Tuturor ne place să mai atâta. Da, tuturor ne place. Și atunci căutăm diferite chestii prin care să zici, bă, uite, hai că-ți dau ceva, dar să nu intru pe regulament, să nu intru pe ONJN, dar lumea le cam face ca berbecul, să fiu sinceră, și nu prea ai cum să vezi, că dai report-uri, dar cine le verifică? Ba NPC-ul, faci plângeri, e foarte complicat că încă n-avem o legislație clasică. Și atunci, da, s-au apărut și să dai tombolă mașini și puncte pe nu știu unde și ceva ca să hook people in. Da. Dar chiar tombolele, giveaway-urile alea sunt legale în România fără regulament? Nu, nu? Avem două tipuri de regulamente. Regulamentele alea care trebuie să fie autentificate la notar, da. Care în general sunt când practic ai riscul de a pierde o șansă sau nu. Adică e la ghici, ceva de genul ăsta. Da. Când e randomized. Exact. Și tu practic atunci îți cumperi fix intrarea. Adică nu știu, cum e la când te duci într-un supermarket și cumperi un șampon și intri în tombol. Yeah. Ala trebuie obligatoriu autentificat la notar. Dar ceea ce avem noi, spre exemplu, pe Instagram, pe Facebook sau pe magazine online, asta nu trebuie autentificate la notar, dar trebuie să aibă un regulament obligatoriu. Spre exemplu, dacă te uiți în politicile de la Facebook sau de la Instagram, spune clar și modul în care poți să faci un giveaway legal. Ah, ok, nu știu. Adică îți spune clar, spre exemplu, n-ai voie să forțezi oamenii să dea tag la oamenii care n-au nicio treabă. Da, știu că a fost asta o problemă. Eu lucrând în agenție, a fost la un moment dat o problemă asta că nu mai puteai să mai ceri oamenilor să dea share. Exact. Adică nu mai aveai voie să zici dă share la postarea asta și poți să câștigi nu știu ce. Exact, ceva de genul ăsta. Sau nu știu, urmărește-mă pe mine, Ana Maria Udriș, și mai pun încă 5 conturi pe care să le urmărești, pentru că altfel nu intri. Nu poți să faci chestii jos, nu poți să obligi oamenii să dea share, nu poți să obligi oamenii să dea comment sau să mai aducă încă niște prieteni. Sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le faci, doar că lumea trece prin ele așa fix ca vodă prin lobodă. Dacă nu ne bagă nimeni în seamă, nu ne bagă. Dacă ești, spre exemplu, în Marea Britanie, avem ASA din Marea Britanie, autoritatea care se ocupă de chestia asta, unde se dau amenzi și de, nu știu, 20.000 de lire și 30.000 de lire, pentru că nu a respectat cineva, spre exemplu, n-a respectat regulamentul. Adică, nu știu, ai spus că ai o monedă de extragere și zice cineva, mă, eu nu cred că s-a respectat. Mm-hmm. Și atunci vine cineva și dă amendă. La noi mai durează un pic. Deci nu este încă specificat clar în lege. Deci nu, noi nu avem o lege pe chestia asta în care să zic că, domnule, uite, trebuie să faci neapărat un regulament. Pe de altă parte, eu pot să spun că un regulament te salvează și pe tine în calitate de creator de conținut, de eventuale plângeri și, uite, să exemplu, nu știu, ai o campanie cu cineva, ai un giveaway cu un brand. Te interesează pentru că este la mijloc și răspunderea brandului și răspunderea influencerului și până la urmă dacă persoana respectivă vrea să dea pe cineva în judecată sau se plângă, la cine se duce? La tine în calitate de creator de conținut sau la brand? Că până la urmă, nu știu, vrei să dai public, nu știu, niște ce ai de slăbit. Da, clasicul. Că e clasicul Veroslim care se schimbă la jumătate de an. Și atunci dacă cineva are vreo plângere că, nu știu, i s-a făcut rău de la ceaiul respectiv sau a avut alte probleme și așa mai
mai departe. Pe cine dă în judecată? Pe tine care de creator de conținut sau pe brand? Dacă tu faci un giveaway și dai, nu știu, o tastatură de la Logitech și aia n-ajunge, te dă pe tine în judecată că n-a ajuns sau pe brand? Și atunci e foarte important să vezi toate astea, da. Poți face plângere la NPC pentru giveaway-uri dubioase? Da, și și recomand să faci chestia asta. Acum, eu știu că replica o să fie, dar degeaba fac plângere pentru că oricum nu se rezolvă nimica. Știu asta, am înțeles, niciun fel de problemă. Pe de altă parte, eu mai am un principiu de viață. Dacă eu nu fac plângere, dacă tu nu faci plângere, dacă tu care scrii aici, dacă nu face nimeni plângeri, la un moment dat nu o se schimbe nimica, pentru că noi spunem, băi, statul e de vină. Dar noi uităm că, practic, noi suntem parte din stat. Și atunci ar trebui să fim și noi proactivi, pentru că, ok, nu contează plângerea ta de astăzi, nici plângerea de mâine, nici poi mâine. Dar, pe de altă parte, dacă facem 200 o plângere împotriva unui influencer care face un giveaway dubios, e posibil să întâmple ceva. Plus că întotdeauna puteți să dați report pe Instagram și toate astea ca să se întâmple. Eu chiar alarte, am făcut o plângere la NPC, este super ușor să faci plângere la NPC, adică chiar nu e deloc birocratic. Efectiv, îți completezi datele tale personale, datele companiei respective, pui dovada și dai submit plângere. Da, am exact. Făcut la un magazin online care nu mi-acceptă returul în cele 14 zile. E atât de simplu. Și aici e o chestiune foarte interesantă. Uite, e o diferență între dreptul de retur, adică când eu cumpăr în calitate de persoană fizică, atenție, cumpăr un bun și atunci practic pot să-l dau înapoi în 14 zile sau în anumite cazuri în 30 zile că s-a modificat legislația, și dreptul de retur comercial, când, spre exemplu, a început EMAGO acum câțiva ani de zile, care drept de retur no matter what 30 de zile. Și pentru că la noi EMAGO e vârf, lumea a mers pe ideea că ai un drept de retur de 30 de zile no matter what, când și că ești juridic și că ești fizic. Și nu e chiar așa, că, spre exemplu, ca persoană juridică tu nu ai drept de retur. Poți te duci pe garanție, pe înlocuire de bun, pe reparație, dar nu ai cum să-l dai înapoi. Și contează foarte mult ce înseamnă să ai o politică de retur, adică ce poți să dai retur. Poate să fie sigilat, poate să nu fie, suporți transport. Uite, dacă, spre exemplu, iei un bun, cum e o perie de păr, pe aia nu poți să o faci retur pentru că se consideră că e din produs de sănătate și nu merge. Că nu e igienic, basically. Tot ce atinge... Exact. Corpul, pielea, n-ai voie să faci retur. Dacă nu e sigilat. Da, pe de altă parte, uite, poți să iei, spre exemplu, o saltea și să dormi pe ea și după aia să o faci retur, dar o să-ți dea mai puțin bani. Spre exemplu, nu știu, din 1000 de lei o să-ți dea înapoi, să spunem, nu știu, 800, pentru că 200 înseamnă taxa aceea de diminuare a valorii bunului, în sensul în care am făcut niște operațiuni să resanitizez, sau cum s-o numi acum când scapă limba română, ca să poți să o dau mai departe, da, știi? Da. De genul ăsta. Ce vreau să spun la modul următor, indiferent că ești acum comerciant și ne urmărești acum sau că ești persoană care cumpără de pe un site, dacă ești comerciant, neapărat să ai niște teme și condiții super buni care să-ți protejeze afacerea și să fie și legale, dacă se poate. Dacă se poate. Pentru că am mai avut eu de-astea de oameni care copiau teme și condiții de pe un site pe altul și practic te trezeai că un magazin de mobilă returnează alimente din brânză și lapte. Wow. Mm-hmm. Okay. Frecvent. Iar dacă ești o persoană care vrei să cumperi ceva, nu știu, dacă vorbim de 50 și 80 de lei, poate că nu te interesează foarte mult. Dar dacă vrei să cumperi ceva de, nu știu, mai scump, atunci e foarte important să vezi toate condițiile în care poți să dai retur înapoi. Ca make-up artist care dorește să lucreze într-un salon, dacă are nevoie de PFA sau SRL sau care ai metoda de colaborare, acum depinde. Ce puțin în domeniul de beauty, ai mai multe modalități prin care poți lucra. Fie cineva îți închiază de acolo un scaun sau un loc, așa e și în frizerie. Și practic, nu știu, dacă ai tu un PFA sau un SRL sub închiriez de acolo și plătești o taxă anume, e posibil ca el să încaseze de bani de la oameni și după aia tu să reîncasezi de la el. Mai poți mai mergi pe contract de muncă, clasic, dacă persoana respectivă vrea să te angajeze. Dacă nu PFA sau SRL, de ce spun asta? Pentru că tu faci practic o activitate cu caracter continuu. Când faci o activitate cu caracter continuu, atunci ești obligat să ai o formă juridică, pentru că așa ne spune codul civil. N-am inventat eu povestea asta. Spune că dacă faci o activitate din care tu exploatezi ceva comercial ca să scoți un profit și o faci într-un mod constant, și constant nu e definit. Am văzut și pe TikTok hate-ul ăsta. Constant înseamnă o constanță. Uite, te-a întrebat unul pe TikTok că dacă eu am făcut venituri de 40.000 de lei, 60.000. De 60.000 de lei din după OLX, la ce trebuie mie firmă? Păi, nevurit! Și o să te audă, e fix întrebarea pe care vreau să o răspund pentru că mi-a plăcut mult asta. Să lucrez cu SRL în loc de contract individual de muncă. Deci, pentru cine nu știe, poate n-ați experimentat încă chestia asta, sunt unele companii, IMM-uri, whatever, care vă zic, auzi, nu vrei tu să-ți bag puțin tel mai mulți bani în buzunar? Uite, fă-ți o firmă și eu te plătesc pe firmă în loc să te plătesc pe contract de muncă. Că, bineînțeles, că cumva ei salvează niște
bani și cumva tu în capul tău zici, păi da ce, asta înseamnă încă 500 de lei la salariu. Bun, dar tu pierzi deci, dreptul de angajat. E 7.25. Diana, te rog. Să-i dăm aici. Ok, tălămâim o chestie de la bun început. Codul fiscal are la un moment dat 7 puncte care se numesc criterii de dependență. Ca să fii independent, să bifezi 4 din 7. O să ajung imediat la ele ca să ne lămurim. Nu este ilegal ca o companie, un SRL, să aleagă să colaboreze cu persoane doar pe contract de colaborare. Este pur și simplu alegerea ei din punct de vedere comercial. Deci dacă vrei să duci la cineva și vezi că spune, domnule, e pe contract de colaborare, e pe contract de colaborare. Dar asta înseamnă, spre exemplu, că și anunțul prin care te cheamă să lucrezi pentru compania respectivă nu este salut, te angajez la mine în companie. Nu, este caut pe cineva. După care, dacă te duci pe SRL sau pe PFA, dar practic tu pontezi 8 ore în fiecare zi la același angajator, adică tu practic te duceai până pe 1 ianuarie în aceeași clădire de pe Calea Florească, că mi-a plăcut mie asta, iar de pe 2 ianuarie te duci tot la aceeași clădire de pe Calea Florească, cu aceeași cartelă de pontat și de asta, doar că nu mai ai contract de muncă, ci ești pe un contract de colaborare cu un SRL sau un PFA. Aici intervine problema, pentru că tu practic în momentul ăla faci aceeași chestie ca un angajat, lucrezi tot 8 ore pe zi, 5 zile, doar că nu mai faci, nu mai primești fluturaje salariu, ci emiți tu o factură, primești niște bani în cont și faci, bineînțeles, un raport de activitate. Doar că ce trebuie să înțelegem noi aici este că dacă alegi chestia asta, pentru că it's a free country, aici avem mai multe probleme. Dacă la un moment dat tu te superi pe angajatorul respectiv, poți să-i faci plângere la ITM, după care să-l dai în judecată și se va recalifica acel contract ca fiind un contract de muncă, pe tine nu te afectează asta decât în sensul pozitiv. Pe angajator în schimb îl afectează în sensul în care va trebui să-ți plătească din spate toate contribuțiile aferente unui salariu. Și trebuie să ții minte că chiar dacă la prima vedere pare că, bă, stai puțin, că uite, primesc mai mulți bani și îmi convine, nu ai concediu, că nu poți să ții ca colaborator pe SRL concediu. Poți să fii dat afară oricând. Asta nu mai zic, poți să fii dat afară oricând. Așa e problema la noi la profesii liberale, ca avocat. Eu ca avocat închei doar contract de colaborare. Am o firmă de avocatură care practic la începutul pandemiei a dat de pe zi pe alta afară 17 persoane. Adică a fost la modul de salut! De mâine nu mai veniți. Este un risc la care te supui. După care nu mai ai același beneficii ca un angajat, cum ar fi, nu știu, tichete de masă, abonamente de fitness, abonamente medicale and so on, pentru că nu ai calitatea de angajat și după care va trebui să plătești tu contribuțiile. Că vorbim de pensie, că vorbim de sănătate, că vorbim de șomaj și toate cele. Iarăși, îmi vei spune că nu mă interesează prea mult pentru că văd eu ce fac, mă duc la privat. Sunt complet de acord cu tine. Este o chestie pe care ar trebui să o iei în momentul în care îmi pui în balanță atât avantaje cât și dezavantaje. Pentru că vă zic că am avut prieteni și e foarte aiurea să știi că ești angajat pe, nu știu, pe 6.000 de euro, să-ți faci niște planuri pe un an de zile, după care să te trezești că ți se zice, hei, salut, vezi că avem 15 zile de termen de preaviz, de pe 15 nu mai vii. La un contract de muncă nu prea poate să te dea omul chiar atât de ușor afară, că trebuie să facă o răspundere disciplinară, adică dacă chiar vrei să-i pui bete în roate, durează chiar și 6 luni de zile. Nu te prezinți, vii cu avocat, adică mai ai chestii de genul ăsta. Știi? Și atunci, întotdeauna când vrei să faci chestia asta, adică dacă decizia e la tine să te duci într-o parte pe un SRL sau pe un PFA, atunci e pur și simplu alegerea ta, trebuie să o iei în cunoștință de cauză. Asta cu un singur client, dacă ai 4 din cele 7 criterii, hai să zic o chestie. Asta a fost discuția cu care vorbeam cu Silviu până să intrăm în live, de mi-am luat eu multe injurii pe LinkedIn, pentru că exact întrebarea asta a fost pusă și pe TikTok. Ana, pot să lucrez full-time cu un PFA către un singur client? Răspunsul este, teoretic nu. Deci chiar dacă tu faci contractul în asemenea manieră încât tu îți cumperi licențele, tu îți cumperi laptopul, adică eu știu să scriu contracte astfel încât să îndeplinească 7 criterii din 7, nu 4 din 7. ANAF-ul, dacă vrea, poate să vină să vadă ce se întâmplă faptic. Asta se întâmplă foarte mult, spre exemplu, la creatori de conținut. Când angajezi content writer, digital marketer și așa mai departe și zice, salut, uite, tu îți faci un PFA sau o convenție civilă, că se mai spune și chestii de genul ăsta, dar vii la muncă 8 ore pe zi, în pontez de intrare, în pontez de ieșire, și tu poți să ai alți clienți, dar vezi că ai o clauză de neconcurență destul de puternică și, practic, faptic te blochează. Și atunci, dacă tu ai un singur client, e destul de complicat. Nu spun că este exclus să ai un singur client, dar chiar și un singur client cu 7 criterii din 7 pe hârtie, trebuie să fie 7 din 7 faptic. Ar trebui să înțelegem că, practic, asta este o formă prin care legislația vrea să vină să te protejeze
protejeze pe tine în calitate de angajat. Că e simplu, eu spun din punct de vedere fiscal, pentru companie îi convine, pentru că este o optimizare fiscală și, bineînțeles, se poate proteja compania de orice fel de ups and downs când se întâmplă. Sigur, și dacă ești pe contract de muncă, spune de mâine, am închis firma. E aceeași chestie. Da, beneficiezi de șomaj. Adică mai ai după aia niște chestii cu care să mai poți jongla. Și cred că e foarte important menționat pe asta, pe SRL, că la o anumită sumă ești obligat să plătești sănătatea și pensia la stat, dacă sari peste platformul. Dacă sari peste 12 salarii minime brute, așa deci, cum e așa pe FEA. Deci tot trebuie să plătești pensia și sănătatea în caz că credeai că scapi de ele dacă ești plătit cu mai mult decât minimul pe economie în fiecare lună. Deci nu scapi de ele, tot trebuie să le plătești. În general, ți le plătește angajatorul în cazurile astea, pentru că el oricum mai economisește chiar dacă îți plătește astea, dar trebuie să știi că dacă te îmbârligă cineva și zice nu, hai că îți dau ție bani în mână și îți plătești tu, este o îmbârligătură. Pentru că unul, trebuie să înveți să te duci, să le faci, să le plătești, să-ți iei contabil sau să te duci la cineva ca Ana să te înveți și așa mai. Deci tot îți ieși bani din buzunar, în schimbul drepturilor destul de importante pe care le ai ca angajat în România. Asta este. Ce vreau să zic este că eu, din punct de vedere juridic, eu privesc afacerea întotdeauna 360. Adică și din punct de vedere al optimizării fiscale. Și știu că la un moment dat poate să fie mult mai avantajos să faci chestia asta decât să zici că uite, angajezi pe cineva contract de muncă. Doar că nu trebuie să te culci pe ureche să zici că bă, stai puțin, că asta pentru că e simplu. Ce puțin, uite, pot să spun în calitate de femeie, da? Poate că la un moment dat vrei să faci un copil și te interesează să beneficieze concediu de maternitate. Dacă tu ești pe SRL și pe PFA și nu-ți plătești contribuțiile, că nu ți-ai scos dividende, că n-ai vrut și le optimizăm și palea fiscale și nu e niciun fel de problemă. Uite, nu știu, te-ai angajat și ai făcut doar 3 luni de zile. N-ai ce dividende să scoți și rămâi însărcinată și poate că vei după aia să ai beneficiezi și tu de toate beneficiile pe care le avem noi pe partea de contract de muncă. Așa că e foarte delicat subiectul și e foarte nuanțat. Adică nu e o chestie în care să zici, mă uite, ai 4 criterii din 7, poți să dormi liniștit, scrie în contract așa, poți să dormi liniștit. Ideea este că până acum ANAF-ul nu a intrat full speed ahead pe toate chestiile de genul ăsta pe practic, deși vorba aceea se poate verifica foarte simplu. Intri pe spațiu privat virtual, bagi după CNP la SRL și la PFA și vezi după aia clar câte facturi au fost emise. Yeah. Însă, de anul viitor, se va implementa sistemul e-factură la toate firmele juridice, correct, da. Nu doar în relație cu statul. Și atunci eu, practic, dacă am un SRL, cum am, să exemplu, pe legale SRL, va trebui să raportez toate facturile în sistem electronic. Păi atunci, știe lumea clar că eu am emis o singură factură pe lună, în aceeași zi a lunii, pentru același client. Cât mai durează până când să zică șeful de la ANAF, care cine știe cine va fi peste un an de zile, salut, toată lumea la control. Și atunci, practic, se va plăti din spate toate contribuțiile care vor fi, bineînțeles, taxe la buget. Am văzut deja multe întrebări de-astea din zona de muncă. Nu o să întreb ceva specific, dar așa, din experiența ta și din cunoștințele tale legale, ca un angajat în prima companie sau în primul IMM sau whatever, ce poți să faci ca să nu ți-i țeapă de la angajator, overall? Niște sfaturi de bună practică. Eu recomand întotdeauna să se citească cum trebuie contractul de muncă. Adică ăsta este primul pas pe care trebuie să-l faci. Dacă la un moment dat nu înțelegi ceva de acolo, sună un prieten care să se uite pe contractul tău de muncă. E foarte important să înțelegi ce înseamnă contract pe perioadă determinată, nedeterminată, care e perioada de probă, când primești salariu, cum îl primești, sub ce formă. Și mai mult, este foarte important să vezi care sunt atribuțiile tale prin fișa postului. Că am avut o întrebare și mai sus. Dacă la un moment dat fișa postului poate să fie modificată unilateral de către angajator. Dacă mai țineți voi minte, dar și nu cred că nu v-a interesat prea mult, logic de altfel, acum un an de zile aproape s-a modificat legislația în dreptul muncii și s-a spus că IMM-urile care au sub 9 angajați, poate să, fiți atenți la mine aici, poate să țină fișa de post sub formă orală. Deci chiar nu glumesc. What? Da. Este în vigoare. Explică-le și la oameni ce este mai specific imediat. Fișa de post. Fișa de post este practic, deci tu dacă te angajezi la cineva pe un contract de muncă, te angajează pe o poziție anume, pe cor, clasificarea ocupațiilor din România, ai acolo un altă. Dar ăla este ceva, nu știu, așa, ultra mega general, nu știu, ești creator de conținut, ești marketer, lucrezi whatever. După care, în spate, trebuie să ai obligatoriu o fișă de post care să spună, ok, fata mea, tu ce trebuie să faci? Păi uite, trebuie să fac 2 articole în fiecare zi pe asta, trebuie să raportez către superiorul meu de acolo, trebuie să merg în colaborare cu colegul meu de acolo, am voie să lucrez pe calculatorul ăla, 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 ăla. Practic, fișa de post este ceea ce trebuie să faci tu la locul ăla de muncă. Adică dacă te întreabă bunica ce faci la locul ăla de muncă, e practic fișa de post. Și acum un an de zile s-a introdus
chestia asta foarte interesantă sub ideea că să eliminăm din birocrație, că uite, săracii antreprenori au foarte multe hârtii pe care să le pună la dosar, bă, nu mă nebuni. Și putem să facem fișa de post oral. Adică tu te duci acolo, stai așa, fix așa, și vine angajatorul. Bă, tu trebuie să faci asta, 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 așa. Ești de acord? Da. Și sunt fix, aici. Fix cum zice cineva în cea, sunt fix firmele alea mici care unde angajatul nu e așa, face 15.000 de chestii. Exact. Și după aceea te gândești că trebuie să faci tu și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, după care ziceam ca așa tot, păi dar stai puțin că ți-am zis acolo, când am întâlnit noi în birou la o cafeluță, că te modificat fișa de post. Dar, ca idee în sine, asta nu înseamnă că tu ca angajat nu poți să-i ceri angajatorului și este obligat să facă chestia asta, să-ți dea fișa de post în scris. Adică cum era înainte. Și atunci asta spuneam, obligatoriu să citești contractul de muncă și fișa de post. Iarăși, dacă la un moment dat lucrați în niște domenii mai sensibile, cum ar fi, spre exemplu, creatori de conținut, cum ar fi IT, cum ar fi inclusiv digital creator și așa mai departe, sau, nu știu, vânzări pe comisioane, cum sunt astea, nu știu, te angajezi să vinzi cursul de cripto, cursul de investiții financiară. Se întâmplă. Vedeți cum sunt formulate clauzele de neconcurență, pentru că de foarte multe ori acestea sunt nelegale, pentru că sunt, bă, nu știu, zici, nu mai voi să prețeți munca asta pentru nimeni din domeniu. E, nu mă nebunică, da, n-ai voie. Da. Sau la nivel de Românie, iarăși, n-ai voie. Asta este momentul în care te angajezi, după care o să vezi la fața locului cum este. Vă recomand întotdeauna să nu semnați o demisie în alb. Să vă spun ce este demisia în alb. Sunt anumiți angajatori care zic așa, mă, eu te angajez, dar uite, aș vrea să știu că dacă... nu ne înțelegem sau asta, lasă-mi eu demisie în alb, adică eu, Ana Maria Udriș, este eu o foaie prin care zic subsemnat Ana Maria Udriș, te vreau să-mi dau demisia începând cu data de liber, pentru că lumea încheie să vin la muncă. Îmi semnez și las liber la dată. Și atunci, ce face angajatorul? Când se supără pe tine, ca să nu te dea afară pe procedură disciplinară, pentru că este foarte complicat să te dea afară pe procedură disciplinară, și poți să faci instanță în general câștigi, pentru că sunt foarte puțini care fac o procedură disciplinară cum trebuie, atunci îți bagă demisia și încetează contractul, nu prin acordul părților, nu prin demisie, ci când vrea el. Am auzit de chestia asta, e ține locul mai mizerabil în lumea asta. Eu am fost șocată când am vorbit prima oară de chestia asta acum un an jumate, când m-a întrebat lumea în privat, stai puțin, dar ce este demisia în alb? Și eram, ok, hai să o luăm mai din spate, pentru că oamenii nu știau. Eu am semnat și o foaie. Ah, ok. Iarăși, nu trebuie să ai cerere de demisie, pentru că se asta. Și la un moment dat mai este o țeapă, și o pun fix ca țeapă și mi-asum cuvântul ăsta, când spune angajatorul, fii atent, eu nu vreau să trec prin procedura disciplinară, pentru că, exact cum a spus și Silviu, durează foarte mult. Fă-mi tu mie o cerere prin acordul părților, ca să facem un dat adițional, dar de fapt te dau afară. Da. What? Au fost oameni care au spus că, uite, de exemplu, am avut un caz acum recent, au avut să dea afară 6 oameni și ei nu vreau să plece și au zis că practic îi dă afară și că trebuie să semneze un act și oamenii nu știau și practic au scris acolo un fel de act adițional în care practic contractul n-a încetat că te dă afară pe procedură disciplinară, că pe procedură disciplinară primești o hârtie prin care ei recunoștință că te dă afară, știi? Și dovedească, și dovedească. Și au semnat ei crezând că este dată afară. Și atunci, practic, i-au semnat, dar prin acordul părților. Și atunci nu beneficiezi nici de șomaj, nici de protecție. Și ăla stă bine, mersi liniștit, peste puțin că a semnat prin acordul părților. Că tu nu știi ce scrie acolo, că nu scrie acolo încetare contra prin acordul părților. Că nimeni poate să scrie așa, hai să fim serioși. Scrie asta, act adițional. Și tu zici, adițional, ok, sau am decis. De asta zic, întotdeauna citiți ce scrie acolo. Adică luați-vă, nu știu, 10 minute, un sfert de oră. Și dacă nu știți să citiți, exact cum zice Ana, găsiți pe cineva care are cea mai mică cunoștință juridică, dacă n-aveți bani, dacă aveți bani, dacă lucrați în IT, duceți-vă dacă și dați câteva sute de euro la un avocat să vă facă, să vă pună cu lupa la contract, să știți exact ce... Eu am văzut chestia asta, la ultimul loc de muncă la care am fost, am văzut chestia asta. Am văzut la un avocat și am zis, mie, asta e ok? Și mi-a găsit 20 de puncte care trebuiau modificate exact. În contractul respectiv. Aveam la un moment dat o clauză la un loc de muncă în care aveam, dacă încălcam ceva, nu pot să zic ce, că e specific, trebuia să plătesc 100.000 de euro. Clauză penală se numește aia. 100.000 da, de euro. Da. Și m-a încercat cu ei și a zis, ok, fii atent, înțeleg că vrei să nu fac chestia asta, dar gen, în ce lume o să pot eu să dau 100.000 de euro? Cu oricum nu ține în instanță. Cum să nu țină, domne? Da, am dat noi, știm noi că ține. Zic, men, nu e niciun judecător destul de... Gen, eu am salariul aici de 2.000 de euro. Nu e niciun judecător care zic că te da. Te duce la, să... nu știu, maxim să spune de 5 ori salariu, dar come on, mai mult nu o se ducă. Și adică sunt niște chestii de astea care, adică bine, eu m-am dus de la cu numai că știam eu, că aveam eu oarecare cunoștință, dar știi, vezi că catolaști te sperii și zici, păi nu vreau să zic eu nasol
gol de ăștia care mi-și bat joc de mine, că poate plătesc 100.000 de euro. Uite, exact cum spunea și Rainbow, clauzele penale în CIM nu... Deci clauza penală ca atare nu este valabilă în CIM, pentru că avem o decizie în alte curse de casație și justiție. Dacă intri pe avocatul și scrii clauză penală, o să am un articol de 20 de minute unde te explic exact ce și cum. Doar că teoretic poți să găsești multe alte modalități prin care faci chestia asta. Adică nu numim neapărat clauză penală, dar spunem că dacă încalci obligația de confidențialitate, atunci trebuie să plătești 10.000 de euro pentru fiecare încălcare. Da, da, adică da, da, poți da, da, o legi de ceva. Dacă spași ceva pe aici, să spunem că poți. Sunt foarte cu CIM înseamnă contract individual de muncă. Asta zic, întotdeauna e important să te duci la un avocat care să te înțeleagă și să stea să-ți explice ca la proști. Adică, exact cum povestesc eu acum pe stream, dacă înțelegi de la mine, așa trebuie să-ți explice și avocatul tău. Că până la urmă, tu semnezi contractul ăla, nu semnează el pentru tine. Da, adică tu trebuie să înțelegi la finalul zilei, da. Ok, cea mai importantă întrebare, zodie? Vărsător. O altă întrebare că a întrebat cineva, a zis persoana respectivă că eu am încurajat oamenii să mintă în CV. Eu n-am zis, eu n-am încurajat să minți în CV. E doar că poți. Și acum zine și perspectiva legală. Ai voie să minți în CV? Ce înseamnă să minți în CV? Asta ar fi prima întrebare. Adică că vin la tine să mă angajez la avocatul.ro ca social media, să zicem, și eu zic am un an de experiență în social media, deși eu am jumătate de an. Aici, de exemplu, din punctul meu de vedere, nu mi se pare că este o minciună la modul ăsta. Pare că vrei să-mi spui că, nu știu, ai 6 luni pe un contract de muncă sau la cineva în altă parte. Dar de unde știu eu că n-ai făcut încă 6 luni un curs de ceva pe barba ta sau că ai făcut social media pentru prieteni? Da, zic că nu știi. Știi? Adică, asta zic, nu poți să zici, uite, am stat la angajatorul X 3 ani când tu ai stat un an, pentru că se verifică chestia asta. Păi da, dacă nu verifică, eu o zic. Să spun cu ceva, cu o zic? Nu. Nu, deci de răspuns nu răspuns. Cine pentru că nu e. Sunt câteva, sunt 20 de corporații în România care verifică. Pot să spun că la mine când m-am angajat ca avocat, mi-au verificat de la ca avocat, că la avocat. Da. De atunci am eu profilele de social media foarte neutre. Mi-au verificat social media până la 14 ani și îmi găsiseră blogul pe care l-aveam când erau în trend blogurile atunci, Memento idei de sinucigași. Bitter Blue Chronicles era. Mamă, cât m-am chinuit să-l șterg după aia. Deci, credeți-mă, la un moment dat în anumite poziții, dacă vrea cineva, mai dacă lucrezi pe, și în IT, dacă lucrezi pe proiecte sensibile sau orice altceva, te verifică și în gaură de șarpe. E legal să-și ceară și să, nu știu, dacă, cazier judiciar, să știți că nu e legal să-și ceară decât în anumite cazuri deci și pe anumite poziții. Deci social media nu e legal să verifice. Ba da, social media este. Atât din cât este publică, este, poate să verifice. Deci, asta... A, păi da, nu, dacă e publică, dar zic că sunt unii angajatori care îți cer social media. Da, i-am... E Instagram-ul la angajare. Nu. Este o chestie destul de sensibilă și aici. Dacă social media-ul tău este privat și îl ții pentru tine, teoretic nu ar trebui să fie o problemă. Dar mai este o chestie. Sunt foarte multe companii, poate că nu știți că nu citiți toate politicile. Eu încurajez asta, care au politică de social media pentru angajați. Adică ce pot să posteze chiar și în mediul lor privat. De ce? Pentru că la un moment dat, dacă tu zici, nu știu, te superi într-o seară și zici moarte cuiva, habar n-am, e posibil ca chestia aia să impacteze imaginea companiei. Și avem inclusiv spețe în România unde angajatorii au câștigat. Când erau, spre exemplu, nu știu, oameni angajați la anumite supermarketuri, nu pot să dau numele, și au spus ceva urât de supermarketul respectiv, bineînțeles, în opinia lui propriu și personală, pe contul lui privat, fără probleme. A, și compania câștigă în cazul ăsta? Da, pentru că tu pare că este un prejudiciu pe care tu ca angajat l-ai adus companiei la care lucrezi. A, el fiind angajat acolo exact. Deja. Aha, da, ok, da. Din păcate sau, există această... Sau iarăși, nu știu, tu ești într-o funcție de manager, să zicem, asta este chiar, se aplică, s-a aplicat și în Ungaria și a ajuns și până la CEDO. Tu în care te de angajat, îți exprimi anumite opinii care sunt clar în contradictoriu cu viziunea companiei la care lucrezi. Până la urmă, trebuie să înțelegem o chestie. Contractul de angajare sau de colaborare nu este o chestie în care te ține cu arcanul acolo, da? Adică, până la urmă, dreptul la muncă este un drept liber. Dacă eu nu vreau să muncesc la tine, Silviu, poți să mă duc să muncesc mai încolo. Corect. Dacă tu nu vrei să mă angajezi dintre mici motive și toate astea. Să nu confundăm iarăși dreptul la liberă exprimare pe care l-are fiecare persoană cu ceea ce se întâmplă în momentul în care intrăm într-un raport juridic. Adică aici, dacă eu vreau să lucrez pentru tine, înseamnă că eu ader și la valorile tale. Pe românește, e ca atunci când te duci într-un partid, să zicem. Eu mă duc pentru viziune. Eu înțeleg ce zici, da. Eu spun cum eu acum juridic, pentru că... Da, da, știu. Dacă tu, pe exemplu, nu știu, ești o companie care militează pentru îngrășăminte bio, să zicem, pentru că tu, nu știu, tu cu asta te ocupi, da, îngrășăminte bio. Și angajatul tău care este manager zice, da, mie îmi plac și alea mai chimice non-bio, pentru că
sunt la fel de bune și mai ieftine. Da, asta e evident, da, că e împotriva cumva... Da, ce vreau să zic este că e foarte complicat să zici ce este evident, ce-i pe legătură de cauzalitate și până la urmă, adică nu este un nomenclator. De aia, de exemplu, companiile mari au un employment book. Employment book-ul este o cărticică cam atâtica, cu regulament de ordine interioară, politică de concediu, politică de social media, politică de interacțiune, au și politică de employee ambassador, când adică angajații tăi sunt și ambasadori. Și atunci e foarte bine să citești toate astea și dacă cumva nu ești sigur, cere de la bun început politicile companiei, dacă nu cumva sunt publice. De obicei sunt publice. Am văzut că sunt mai multe persoane care au zis asta cu dacă pui înainte că-s doar viziunile mele sau dacă pui înainte că-i pamflet sau whatever, nu poți să zici sunt doar viziunile mele și... fac măta, știi? Adică it doesn't work like that. Tu poți să pui eu înainte ce vrei. Dacă ai zis-o, ai zis-o. În orice... Hai să zic o chestie. Uite, spre exemplu, e aceeași discuție lungă și lată. Știți Dani Mocanu cu videoclipul, cu videoclip respectiv, da? Iartă, da. Iartă, frățioare. Ți-e și foarte discutabil și aici. Care a spus că la un moment dat, după ce a fost condamnat, el n-a intrat la închisoare pentru videoclipul respectiv. El a intrat la închisoare pentru că mai avea o condamnare înainte cu suspendare, pentru că a condus fără permis, după care a luat pe aici o amendă penală, se anulează și a făcut acum închisoare. După a pus repede că este pamflet. Aici a fost interesant și a suscitat foarte multe discuții chiar și în domeniul nostru juridic. Mă stai puțin, până la pamflet, până la urmă este libertatea mea de creație. Adică avem cărți pornografice, avem cărți de sadomaso, pentru că până la urmă este și asta o ramură de creativitate. Deci aș putea să înjur când fac rap și trap, dar n-aș putea să fac... Vezi? Ce vreau să spun este că este extrem de subiectiv. Da, clar. Iar la asta cu pamflet, regula mea în general pe care o spun tuturor la modul următor. Eu, spre exemplu, dacă o să pun acum, nu știu, niște videoclipuri în care dau cu bățul în baltă, să zic așa, pe TikTok și zic după aia, stai puțin că a fost pamflet, nu o să mă ia nimeni în serios pentru că activitatea mea în online nu este de pamflet. Dacă ești tu un om care face stand-up, atunci este altceva. Ați vedea, spre exemplu, scandalurile cu Netflix și cu stand-up comediurile al lui Rick Gervais și Dave Chappelle, unde acolo, domnule, stai puțin, dreptul la liberă exprimare, eu chiar sunt creator și eu asta fac de o viață întreagă. Adică, hai să nu încercăm să punem niște interdicții de la ultra-mega absurde. Dar iarăși, nu eu decid, nu tu decizi. Până la urmă va decide o instanță. Exact. Și dacă instanța respectivă... Adică și cazul respectiv cu asta, cu Dani Mocanu și la... E o întreagă discuție despre moralitate și whatever, dar dacă judecătorul sau judecătoarea respectivă decide că mesajul ăla este prea violent sau că instigă la, atunci așa o să decide în consecință. Și e greu acolo să nu decizi din această consecință, nu vă supărați. Adică mai sunt rapper, mai sunt maneliști, mai sunt... Dar în cazul ăla și mie mi se pare aproape imposibil să decizi că, e artă, e pamflet. Și cum a fost cu Dana Vudeanu când a făcut aia cu instigare la violență împotriva femeilor și pe urmă s-a dus ea repede pe YouTube, că da, să zic, e un mit obosit. Și a pus ea repede acolo la descriere, acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Băi, nemunit? Da. Exact. Ce vreau să spun asta ca idee în sine, pentru că în general primesc mereu aceeași întrebare. Ana, dar uite, mie nu mi se pare moral că... Trebuie să separăm dreptul de morală și de echitate și de opinia ta personală. Legile sunt practic niște rânduiri sociale, în sensul în care, uite, să spunem altfel, cele 10 porunci sunt niște legi, pentru că practic legea vine să aducă anumite norme într-un haos. Mai departe, că tu ești de acord cu ele, că nu ești de acord cu ele, că ele contravin crezului tău, că nu place sau orice altceva, sau că ți-ar părea că nu este just, că nu este corect, că nu este moral, aia este o cu totul altă discuție care nu intră pe moralitate și echitate. E foarte greu să spui că cineva va judeca în echitate și pe moralitate, pentru că ăsta este un principiu extrem de secundar. Tu mai întâi judești pe lege. Și atunci, ce este moral, ce e imoral, ce una ce alta, nu o să poată să facă nimeni o listă cu toate chestiile care pot să fie morale și imorale în viața asta, pentru că ce mi se pare mie imoral, spre exemplu, poate că ți se pare super mega moral și atunci ești, ok, dar eu am dreptate, dar și am dreptate. Da, asta cam așa e. Da, exact. Oricât de mult nu-ți place. Ce mi se pare mie o chestie foarte interesantă și pe care am văzut-o în ultima perioadă este când lumea a început să devină foarte acerbă și foarte acidă și foarte fermă în exprimarea unor opinii, la modul de dacă eu am dreptate, nu contează ce opinia au ceilalți. Și aici intervine dreptul la liberă exprimare și după aia mă reîntorc la munci. Dreptul la liberă exprimare este posibil, exact cum spunea cineva și încet, atât timp când nu există consecințe. Adică nu... Thank you. Nu poți să te iei așa la modul de al cincilea amendament cum ai fi în state și dreptul la liberă exprimare. Nu, dacă adică eu nu pot să zic ție că ești prost. Dacă eu cred că ești prost, spre exemplu, pot să zic din punctul meu de vedere nu ai competențele necesare, dar nu prost. Poți să-i zici că ești prost, numai că te riști că poate să te dea în judecată. Da, exact. După care îl fac.
Dar acum, jocul de adică aici cred că sunt mai multe valențe, știi? Adică una e partea asta civilă și mai este și partea penală. Da, unde cu, eu nu mă bag, nu știu, da. Da, cu opiniile, știi, care intră în zona penală. De exemplu, dacă ai o opinie că toată rasa X trebuie să moară, aia nu mai e o opinie, a intrat în penal și s-ar putea să te trezești cu amendă penală. Da, mai ales că există și acum, și îmi asum asta pentru că așa se numește legea, am avut discuția asta și pe TikTok și pe Instagram, există legea antițiganismului și era un proiect de lege pe legea antiromânismului, adică să nu hulești cetățenii de etnie romă și să iei, să faci anumite acțiuni împotriva lor și cetățenii de etnie română la fel. Da. Iarăși, cum este cu holocaustul. Nu românii poți... discriminați. Exact, dar nu poți să negi holocaustul, ai lege pe chestia. Da, nu da, poți da, să folosești da, anumite semne. Da, și sunt o cărcă de astea pe care lumea... Eu nu le știam când aveam 16 ani. Aveam oameni în jurul meu care făceau graffiti cu svastică. Uh-huh. E penal. E foarte da, penal. E foarte penal. E foarte penal. Acum, revenind la partea de dreptul muncii, eu pot să spun așa, în general, cu o floare nu se face primăvară. Întotdeauna ar trebui să priviți partea de raport de dreptul muncii, atât din perspectiva voastră ca angajat, dar și din perspectivă antreprenorială ca angajator, pentru că nu poate să fie nici totul ca tine, dar nici totul ca angajator, că până la urmă suntem într-o societate capitalistă. Dacă ar fi după mine, eu aș miza mult mai mult pe sindicate și chiar cred că o să fie din ce în ce mai multe sindicate și vă spun de ce. Două secunde. Noi avem o opinie foarte proastă despre sindicate pentru că am văzut că liderii noștri de sindicat sunt cum sunt. Ok, nu ne chestia asta. Sindicatul, în schimb, te-a ajutat, spre exemplu, să nu muncești 16 ore, ci să muncești 8. Pe un SRLPF vei munci 16 ore, pentru că ești pe o contract de colaborare. Să nu muncești în weekend. Să nu muncești în weekend. Concediu. Să ai concediu, să nu fii epuizat, să beneficiezi de anumite asigurări de sănătate. Iartă-mă că te întreb, că am mai citit despre chestia asta și pe studii, oamenii care fac parte din sindicate de peste tot din lume, cel puțin în țările vestice, câștigă cu 10-12% mai mult decât oamenii care nu sunt în sindicate. Da. Asta este la toată lumea. Deci asta e media de 10-12%. Tu poți să ai și cu 30% mai mult pentru că faci parte dintr-un sindicat. Pentru că nu e așa? Sindicatul te ajută să obții mai multe drepturi și mai mulți bani. Și apropo, sindicatele, că iarăși vreau să demontez mitul ăsta, sindicatele nu sunt doar în sectorul public. Nu, nu, nu. Tu ca privat, avem sindicat la Pepsi, spre exemplu. Chiar nu glumesc. Uitați-vă în state, când acum este pentru prima oară marea chestie mișto, că avem sindicate la Amazon, sindicate la Microsoft. Și atunci, sindicat egal union. Exact. Unionul pe care îl regăsești în UK și în US. Spre exemplu, uite, în Marea Britanie au făcut sindicat pentru creatorii de conținut. În Canada, la fel. Toată lumea care este influenceriță, care face creator de conținut, cum e Silviu, spre exemplu, care face stream-uri și toate astea, zice, domnule, uite, eu vreau să se adopte, nu știu, niște coduri de bune practici sau să fac niște presiuni pentru adoptarea unor legi. Și atunci, din punctul meu de vedere, mi se pare o chestie foarte bună ca oamenii să se alieze, cum zic eu, și să aleagă un lider care să poată să ducă mai departe viziunea și asta înseamnă odată o competență mai bună la locul de muncă, că până la urmă despre asta vorbim, salarii mai mari, dacă ai salarii mai mari, vei da mai mult acolo și mai mult vei putea să presezi și pe autorități sau pe angajatorul tău să-ți ofere anumite beneficii. Vorbim de domeniul medical, de domeniul de educație. Uite, spre exemplu, Marea Britanie, acum este simplu. Băieții au zis, ok, ne-au crescut inflația cu atâta, ne-a crescut gazul, ne-a crescut căldura, ne-a crescut toate astea. Eu la railway, la trenuri, noi facem grevă. Și ai voie să faci grevă. De ce? Pentru că nu, nu-i se pare normal că este așa. Tu, spre exemplu, injuri, pentru că nu mai ajungi la muncă în timp util. Pe de altă parte, gândește-te că oamenii ăia chiar au nevoie de bani. Și așa cum și tu vei bani mai mulți, și ei vor bani mai mulți, că funcționarul public nu e prost. Și să faceți boală din partea mea, toți ăștia care face scandal pe internet, că face grevă RATB, că face grevă... Da, da, fac un motiv grevă, că n-au salarii, că sunt... Ai văzut pe aia de la RATB, că bineînțeles că normal că media cumpărată de PNL și la dai seama că nu se duce. Dar s-au dus unii și au vorbit cu ea de la RATB acum când a fost. Era o aia de munceau 30 de ore în 3 zile. Și fără aer condiționat și fără lei. Apă și, da, și exact. Fără mâncare și apă pop. Respectați oamenii care muncesc și dacă fac o grevă într-o zi și te-au incomodat ziua, aia e, așa funcționează societatea. Gândiți-vă un pic ce ar însemna la un moment dat să ai un sindicat în unul domeniu de IT odată. Că na, știți cum este, e frumos când încă ești în bulă, dar și bula se va sparge la un moment dat și e bine să fii pregătit când nu o să mai fie bula. Dar, spre exemplu, să ai sindicat la curieri. Hai să vă zic o chestie. Ai foarte mulți oameni care lucrează pe curierat și n-au așa. Nu primesc apă, nu primesc mâncare, nu înțeles. N-au să ducă la toaletă. Adică, sau oamenii care fac Uber, spre exemplu, care știm că toate sunt part-time, ride-sharing și așa mai departe, dar sunt oameni care asta fac de zi cu zi, 10-12 ore și te rogi de cineva, dăm și mie să mă duc până la toaletă, mai ales dacă ești pe curier. Sănătate. Faceți o faptă bună zilele astea când vă vin curierii și Glovo și dați un pahar de apă rece. Asta zic. Adică, știu că noi ne uităm în mass media și avem o ură că, nu știu, ăla e de la sindicat. Nu, 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 sindicat, uite,
spre exemplu, mama mea lucrează în sistemul public și la un moment dat când le-au tăiat aiurea salariile și așa mai departe, unde apropo, să știți, când sistemul public, maica mea a făcut diabet de tip 2 de la stres, deci să nu vă aud. Nu peste tot stau așa cu burta la soare. Sindicatul a făcut acțiune și practic în momentul ăla s-au dat înapoi 20% în plus la salarii. Ai sindicat la Wizz Air unde nu veți să știți, spre exemplu, cum îi pătrănește pe cei de la Wizz Air în perioada asta, pentru că nu mai au oameni, cursele sunt la un nivel mai mare decât în 2019 și practic fac și 7 zile unul după alta și nu-i normal. Am mai zis cineva aici, tot care lucrează, mă, nu contează, sindicatul m-a ajutat să-mi dau un judecat al angajatorului că mi-a tăiat bonurile de masă și a încălcat contractul colectiv de muncă. Exact. Deci, dacă puteți să vă organizați în vreun mod la locul nevastră de muncă, fie că este privat, fie că este public, recomand cu mare drag. Este primul pas către democrație la locul de muncă. Pentru că în momentul ăsta, tu nu ești într-o democrație la locul de muncă. Tu crezi că trăiești într-o democrație, că e totul frumos, dar tu de fapt ești la biciu cui îți dă bani în buzunar la finalul lunii. Eu am spus, nume câinii cu covid în coadă, că iarăși mă întorc la subiectul de dreptul muncii. Dacă la un moment dat cineva vrea să vă zică stai puțin și 2 ore peste program pentru că am nevoie, credeți-mă, se întâmplă. Silviu poate să confirme. Eu ca freelancer înseamnă că în loc de 8 ore muncesc 16. Deci asta. Adică ce vreau să spun este că la un moment dat să înțelegi și cealaltă parte. Știu că ideea asta cu 9 to 5, realist vorbind, nu se poate aplica, nici sistemul bugetar nu se aplică. Pentru că mereu mai intervine ceva, mai trebuie ceva de făcut, mai una, mai alta. Și e posibil că la un moment dat jumătate de oră pe care o petrești tu peste program să-l ajute pe angajator să se degreveze, după care să ajungă să fie, nu știu, un bonus la final de an sau un cadou sau da, sau ceva. Nu e, adică, nu știu, mă rog, da. Nu este pentru că... nu e. Eu știu de ce și știu de ce nu este, pentru că noi suntem foarte... E o glumă, e gen 200 de euro, adică hai să fim serioși. 200 de euro dacă ai stat 2 ore? Păi nu, n-ai stat 2 ore. Da, știu ce zici. Înțeleg ce zici cu să vezi și punctul angajatorului și am avut angajatori care eram prieteni sau care erau oameni foarte mișto, dar nu știu, mie mi se pare o graniță de netrecut chestia asta. Da. Cu. Adică da, am făcut și overtime, am tras, am făcut, am nu știu ce, da. Dar preferabil, din punctul meu de vedere, este să aveți chestia asta ca graniță. Overtime-ul trebuie plătit. Nu e plătit în cash, să zicem. Dacă ai tu plăcerea să mai stai încă 2 ore, dar mai cere jumătate de liberă pentru alea 2 ore pe care le-ai stat. Ai mai stat încă 2 ore odată, s-a făcut o zi de concediu și așa mai departe. Adică încercați, chiar dacă nu luați cash în mână, să vă echivalați într-un mod căcatul ăsta de overtime, pentru că din punctul meu de vedere întotdeauna duce la abuzuri. Niciodată nu duce la am salvat compania și ai primit încă un salariu la finalul anului. 2 secunde, e chestia pe care am spus-o și după 3 burnout-uri, nu-ți face nimeni statuie nici pe cont propriu, adică e aceeași chestie. Dar iarăși, am asistat și la companii unde au avut o cultură de organizație foarte bună, în sensul în care, uite, sunt 100 de oameni în companie și după aia, nu știu, ai o trimestrială și vorbești cu omul respectiv și zici, mă, uite, ok, o să facem niște overtime, ce preferați? Niște bani în plus, pe care oricum sunt obligat să vi dea pentru overtime, 2 secunde, sau hai să vedem la un moment dat să facem un fel de, nu știu, muncim 4 săptămâni, un pic mai mult și vă dau o săptămână liberă plătită, pe lângă zi de concediu, sau nu știu, îți mai dau un bilet de avion, sau, adică ce vreau să spun este că, în general, problemele noastre cu între angajați și angajatori pleacă și de la faptul că nici și angajații se mănâncă între ei. De fapt, de aici pornește. Din păcate. Că eu vorbesc cu Xulescu și cu Xulescu la cafea, să facem, să dregem, după care se duce Igăculescu și zice, au șeful, vezi ce vor să facă ăștia? Și atunci, asta e. Apropo, că mi-am o întrebare după care să intru pe internship. Sindicate se pot face de persoanele care sunt angajate în compania respectivă, din cât, nu știu, eu nu prea știu legile prin afară, adică dacă mă lasă, mă uiți, știu. Dar așa nu. Cred că 21 de oameni și trebuie angajați, poate să-și facă sindicat. Și-ți alege un reprezentant și atunci, asta, dar trebuie să fie sindicat în sensul de angajat și nu colaborator. Adică nu e ca în UK să poți să bagi și contractorul. Apropo de asta, e o foarte mare diferență între ceea ce avem în state, contractorul, și Marea Britanie și la noi PFA sau SRL-ul. Contractorul din UK și din US, ca și cei care sunt cu contract pe 0 ore de muncă, sunt practic oarecum și asimilați la un moment dat angajaților. Adică politica, de exemplu, a companiei este și pentru angajat, dar și pentru contractori. Se aplică și așași beneficii, doar că au un regim mai special și poate să mai fie în regim
regim de freelance. Noi nu avem chestia asta, adică la ei e o chestie de sus o cămilă de nu vrei să fii tu neapărat angajat acolo, dar pe de altă parte te lasă să beneficiezi de chestiile cu asta. Iar cu asta că un sindicat te încurcă, nu, pe tine ca angajat un sindicat nu te încurcă și pe cine încurcă pe angajator. Da, nu uitați că angajatorul și HR-ul de la angajator o să vă spună întotdeauna că nu este în interesul vostru să aveți un sindicat, că păgubiți firma, că băgați în faliment firma, că vă păgubiți colegii, o să încearcă să vă șeimuiască, că din cauza voastră colegii voștri X, alți colegi care vor să pupe în cur la patron, o să vă zică că nu e bine sindicat și așa mai departe. E o întreagă istorie foarte neagră a sindicatelor în toată lumea. Ce ți vei căutați? Da, practica se numește Union Busting. Amazon are, da, te m-am sunat acum, are o aventură foarte interesantă cu acest Union Busting. Căutați și voi pe net. Unions, sindicate, vedeți ce se întâmplă. Apropo de asta și de puterea sindicatelor, prima încercare de sindicalizare la Amazon a picat, după care s-a dat directivă să nu se mai vorbească pe grupurile interne de Slack despre sindicalizare. După care i-a reintegrat, după care s-a enervat și alții și au refăcut toate astea. Dacă vă abonați la newsletter-ul pe legale, pe care îl dau gratis în fiecare marți, practic acolo prezint toate știrile interesante care la un moment dat v-ar putea trece pe lângă ureche. Cum a fost asta? Microsoft-ul acum, pentru prima oară, acum o lună jumate, s-a făcut sindicat. La Starbucks, iarăși în state, se duce să se facă sindicat și contează foarte mult ca să vezi ce înseamnă, de exemplu, să-ți interzică să vorbești pe canalele private interne la muncă despre sindicat. Cineva doar am glumit despre hai să facem un sindicat pe balcon la țigare și am fost băgat în ședință. Ce ziceam? Da. Apropo de internship. Da, te rog. Știți că de vreo 2 ani de zile avem legea internship-ului și trebuie să-ți dea minimul pe economie. Internship-ul nu e practică. Asta vreau să vă spun din prima. Deci, dacă tu la facultate trebuie să faci practică obligatorie 3 săptămâni, ăla nu e internship. Pentru practică aia nu ești plătit. Dar îți poți echivala practica cu un internship plătit? Dacă e în același domeniu. Dacă puteți. Da, și dacă e în același domeniu, complet de acord. Internship-ul este internship, pe când practica obligatorie de facultate se practică obligatorie de facultate. Spre exemplu, noi la drept avem de 2-3-4 săptămâni de practică în funcție de anul în care 2 sau 3, parcă, în funcție de anul în care ești. E, pentru practica aia, dacă vii, spre exemplu, la mine, nu te plătesc. Dar te și învăț niște chestii de mai bine te plăteam și scăpam de tine. Dar asta ține foarte mult... Deci, exploatare și la toate astea, companiile astea. Băi, să știi că da, deci mă uitam... Drept arhitectură, ce se întâmplă acolo? Holy fuck! La mine la avocatul, care e din 2016, până acum am avut pe mână, cred că pe 400 de studenți din generație în generație. Da. Unde la mine practica înseamnă unul, îmi scrie articole cu numele tău, adică nu cu ghost, că se întâmplă cu ghost să-mi pun eu numele, dar nu fac eu chestia asta. După care te învăț cum să scrii contracte, cum să cauți jurisprudență, cum să cauți legi, adică practic eu chiar te învăț, pentru că asta e menirea mea. Lucru care ia o cărică de timp pentru om. Hai să zicem că din 4 ore în fiecare zi e pe chestia asta. Eu de asta militez pentru plata internship. Mă, acum e făcut, dar înainte nu era. Eu am lucrat pe internship. Că tocmai, că gen tu te comporți acolo, în multe firme care n-au legătură cu dreptul. Da. Adică sunt multe firme la care training-ul se face într-o săptămână. Eu când m-am angajat pe internship neplătit, eu deja știam cam tot ce am de făcut după o săptămână. Da. Și pe urmă, tu 3 luni de zile ești muncitor acolo, deși nu mai înveți nimic ca per se. Adică înveți așa. Da, exact. Că te uiți în jur. Dar... Da, și atunci măcar dacă tu mă pui să vin, la drept, alte domenii de-astea mai super complexe pot să înțeleg conceptul de practică. Și practic se întâmplă ca și acum, chestia cu care, de exemplu, nici eu nu sunt de acord. Domnule, uite, vii la mine, faci cafele, că te țin 3 săptămâni în practică. Dacă tot îl chem pe omul ăla, dă-i ceva de făcut sau asta, cum se întâmplă la noi, practic îți faci stagiatura fără să primești niciun ban, pentru că ideea că să înveți. Mă, nu e chiar așa. Eu m-am angajat pe salariu minim pe economie după facultate, adică 1300 de lei și atunci practic nu scoteam nici banii până la Victoria, unde aveam birou, că rămâneam cu 900 de lei în mână, că la noi e profesie liberală și nu avem contract de muncă. Și nu e chiar ok. Adică, spre exemplu, la mine, chiar dacă la un moment dat lucrez cu studenți pe anumiți clienți, e chiar știu, bă, uite, asta facem pentru client, adică, uite, intri cu mine în discuții, intri toate astea, după care, uite, eu am încasat atâta, mi se pare normal să-ți dau atâta. Și lumea este ultra mega șocată, bă, adică îmi dai bani? Păi, 2 secunde, dar asta e cât mă înveți. Păi, te și învăț, dar pe de altă parte, dacă tu mi-ai ajutat cu 2 înființări de firme și toate astea și este timpul tău pe care l-ai petrecut aici, why not? Adică mi se pare de bun simț. Yeah. Cum a fost și chestia asta, că la mine toate articolele pe care le publică copiii sunt cu numele lor. Ceea ce, de exemplu, în firmele de avocatură nu se întâmplă chestia asta. Eu scriu, Ana Maria Uricescu, și mi-a luat-o partenerul. Dar, cum spuneam, practica nu se plătește, internship-ul se plătește. Apropo de asta, că mi-am adus aminte, când vă duceți să vă angajați, mie îmi place faza următoare. Dă-ne și nouă probă, că am văzut pe aici.
fiartă sunt pe probele astea, fiartă. Zile pe le un portofoliu. Nu, uite, vreau să ne faci, te rog frumos, o strategie de social media marketing. Am cum făcut. Ai vedea tu, exact. Cum ai vedea tu campania asta? Da, să ne dai și un pic de vizualuri și un pic de mock-up-uri și să ne explicăm cu ce branduri ai lucrat. Să ne dai și un Excel de cum vezi tu return investment pe chestia asta și implementarea. Eu să zic că am dat teste, dar pentru că aveam nevoie în ce angajam, ca să-mi dau seama, dar testele pe care le-am dat nu erau la modul ăsta, știi, fă-mi o prezentare pe care o duc eu mâine la client. Eu am avut asta, am fost la un de-asta de angajare într-o agenție în care șefa departamentului de social media mi-a dat laptopul ei în față și a zis, uite, fă 4 posteri pe brandul ăsta, pe Heineken, fă, că te țin minte. Domnul de la Heineken, am făcut posteri. Și mi-a dat ea, fă 4 posteri pe Heineken, uite, ia și fă. Și am făcut, da, nu te angajăm. Eu am dat la modul, citește aceste 3 articole și făm ceva care nu are legătură cu brandurile din agenție și cu la ala, adică pe care nu pot să folosesc eu la agenție. Uite, astea 3 articole, fă și mie 3 story-uri, ce ai înțeles din articole astea, ca să vă ca idee. Cum faci tu social media, ce zici, ce faci, ce tool folosești la ala. Lucru care nu-ți lua mai mult de 2 ore sau whatever. Apropo de asta, dar să vă vând un pont. Dacă ajungi la ideea că vrei să faci o strategie de whatever, sau o probă practică de genul ăsta, ceea ce faceți voi acolo sunt ale voastre pe dreptul de autor. Deci, dacă la un moment dat postarea aia cu Heineken a apărut pe social media, în secunda a doua te-a înjudecat. Și al tău. Nu e al agenției, e al tău. Am păzit asta la un moment dat. Dacă n-am semnat nimic acum. Păi nu, păi nu tocmai. Să dovedească ei că l-au făcut ei. Știi? Ce zic? Tu zici, tu zici că am făcut... Nasol. S-a pățit. Am avut asta când a dat cineva la un moment dat probe de voice-over pentru angajare de niște branduri. Și l-au folosit după aia și n-au angajat. Și... A fost mult mai simplu. Am zis, nici măcar nu stau să ne complicăm. Asta e notificarea de copyright infringement. Vrem banii ăștia. Mersi. S-o dau public. Că mai aștept niște oameni, mai avem niște bloguri, știi? S-o dăm public cum se face. Și atunci s-a rezolvat, știi? Pentru că asta este dreptul. Deci dacă eu, spre exemplu, uite, stream-ul pe care suntem acum, îi aparține lui Silviu. Silviu ar fi trebuit să mă întrebe pe mine. Dacă îmi cedezi drepturile de autor. Dacă îmi drepturile da. De autor când sunt aici, ca după aia să facă el ce vrea cu asta. Adică, spre exemplu, după ce se termină live-ul ăsta, să-l taie în bucățele și să-l facă după aia sus pe YouTube. Pe YouTube, da. Altfel, dacă nu și eu mă supăr pe el, pe ideea că nu mi-ar fi cerut acordul ăsta, dar mi l-a cerut înainte, îi zic, da, ți-am zis o dată că ai voie să folosești în altceva în afară de stream-ul ăsta. Corect. Și practic în momentul în care s-a încheiat stream-ul, dacă eu mai văd orice fel de imagine cu mine, dă și mie niște bani. Acum cât face din YouTube? Eu dau. O întrebare la care mi-ai răspuns că e destul de clar, te uiți în lege. Cum se procedează când apar în videouri pe YouTube farse și tot felul în care tu nu ai fost de acord să apari? E foarte mega de discutat aici. Eu știam că e gen dacă te filmează specific, că intră pe aia de intimitate. Este foarte specific. Adică că nu te filmează gen în pan, așa, treci cu camera. Nu, vine ăla și te agață pe stradă. Sau vine și îți face farsă pe stradă, ești doar tu în cadru, tu și el cum ai venit. Asta odată, știți că a fost scandalul în care a fost condamnat cel din Spania. Pentru că a făcut o farsă da. Cu cerșătorului de acolo și acolo a fost altă discuție cu aducerea dreptului de la demnitate. Dar pe de altă parte... Dar pe de altă parte, dacă tu îmi faci mie o farsă și mă pui asta, nu, eu pot să zic întotdeauna salut, mersi, domnilezios. Exact de mentuios, licențele Creative Commons, CCO-urile și celelalte. Creative Commons License, le puteți vedea și în limba română, că au fost traduse anul trecut pentru prima oară și în limba română. Dar eu știu că asta e specific în... poate mi-am amintesc pe asta, știam că e specific în legea din România și chiar scrie că dacă înregistrezi pe cineva în mod expres și cred că să și dea exemplu asta prin plan la că atunci intră în asta cu dreptul la intimitate. Practic atunci nu mai e că filmezi eu. Deci tu ai voie să filmezi pe stradă la Unirii, că filmezi copaci, că filmezi magazinul, că trec oamenii pe stradă. Asta nu e o problemă. Problema e, din câte știu eu și contrazice-mă dacă nu mai știu eu, când zoomuiești pe fața unuia și te plimbi după ăla sau când te duci la el și vorbești. Asta, și pe urmă, asta e, că nu e doar că o folosești tu personal, o abla despre YouTube sau o pui o folosești în scop comercial sau mai știu ce. Sau nu neapărat scop comercial, dacă o uși pe YouTube nu înseamnă să fie neapărat comercial. Nu, deci ideea este că nu poți să duci la om să-i bagi așa o chestie în bot, salut, am întrebat 100 de români, ce se întâmplă. Apropo de farse și de ce înseamnă asta, am două exemple memorabile pe care vreau să vi le dau. În august anul trecut, lângă Brăila, niște băieți au aruncat niște trotinete electrice în baltă. Dar nu asta a fost interesant. Au postat pe TikTok.
Și a venit poliția și a luat și l-a dat măsuri educative. Am văzut. Și asta o dată. Și a mai fost încă o chestie, că deloc amuzantă. Când tot așa erau niște băieți și au dat foc la un câine. A sărit câinele din pe o alee. Și după au fost luați și iarăși pe măsuri educative pentru rele violențe împotriva animalelor. Pentru că tot așa au postat de amuzament pe TikTok. Da, băgăm ești, da. Asta ca să înțelegeți ce face un avocat de social media. Ține minte toate nebuniile astea. S-au mai fost când la un moment dat cineva a bătut pe altcineva, în general la fete, dacă mai țineți minte, au fost virale acum câtva timp când se băteau niște fete. Au fost și un cont de Instagram unde se tot puneau, că eu mai țin minte, că de aia sunt bătrână. Și atunci iarăși au ajuns pe caz penal. Ce ar trebui să rețineți voi de aici e la modul următor și o să spun chestia asta. Tot ceea ce se postează este public. Și că vreți voi să nu fie public și că vreți să-l faceți voi privat și că vreți să aveți voi profilul doar pentru un prieten sau whatever, se face print screen, se face download, se face share, reshare, screen recording și așa mai departe. Și atunci, sfatul meu este la modul următor. De fiecare dată când vrei să postezi tu ceva, că ți-e pare ție amuzant, că ți se fac așa inflamatory sau orice altceva, trage o dușcă de aer în piept, așa... Să te umfle pieptul, scoate aerul din piept până la 10, mai fă de două ori chestia asta și după aceea dacă, după ce ai făcut asta de două ori, te gândești, mă, dacă apare peste 5 ani de zile, eu sunt ok să se vadă chestia asta, go for it, boss. Da, dar dacă nu ești și te gândești, mă, 1% mă gândesc că ceea ce am zis nu e ok, șterge-o. Total de acord cu Ana, eu aș completa aici din experiență personală, că dacă ceva ți se... Adică, nu știu, pentru mine, de exemplu, sunt multe chestii, ca să ziceam cu... Îmi asum. Și că când îți asum, tu practic scap de, cum zice, cele legale, așa funcționează, așa am înțeles. Sunt unele cazuri în care pentru mine e mai important să zic ce mi se pare mie fair sau să speak my truth sau să whatever decât să stau cu frica că o să vină Polo, mulțumesc, să mă dea în judecată sau să stau cu frica că nu putem să vorbim despre me too, că o să vină un ratat să ne dea pe toți în judecată. Asta zic, adică, uite, spre exemplu, eu sufăr din chestia asta pentru că sunt un creator de conținut care trăiește din conturile, care trăiește, nu trăiesc din contul de social media, dar activitatea mea e în contul de social media, avocatul are aproape 50.000 de oameni, TikTok-ul 80.000, deci dacă dați follow acolo mai cresc chestiile și atunci, practic, eu îmi dau seama că nu pot și dacă aș avea la un moment dat niște opinii mai personale care ar putea să supere o gamă mai mare de oameni, eu nu pot să-mi exprim opinia pentru că risc să mi se dea report. Și atunci, dacă vă uitați, pe exemplu, pe canalul meu de Facebook, eu de asta zic, este un exercițiu foarte bun să te cizelezi. Eu, orice fel de chestie a fost, că am vorbit de avor, că am vorbit de droguri, că am vorbit de arme, că toate astea, eu pur și simplu am pus-o sub formă ipotetică la modul în care să îmi dăm drumul la discuții. Și, culmea, nu am fost înjurat în comentarii, pentru că oamenii au înțeles rolul discuției. Nu mă înjură nimeni de mamă, de morți, nu se înjură între ei, nu nimica. Dar e foarte greu, pentru că, credeți-mă, și mie la un moment dat îmi vine, mamă de nu-mi vine, să zic că nu sunt eu de acord, că până la urmă mai am și eu. Mă, de-aia sunt avocat până la urmă, că nu-mi convine ceva. Dar nu pot să fac chestia asta. Atunci, pentru mine, scrisul pe social media, pe Facebook, în principal, a fost efectiv antrenamentul meu de... Știi, frumos, să taci? Apropo cu drogurile. Știu proiectul de lege prin care voi să mărească amenziile pentru deținere de droguri și toate astea. Acum, am văzut acolo o întrebare și o chestie că pică la CEDO. Hai să ne lămurim cu o chestie. CCR-ul, adică Curtea Constituțională sau CEDO, nu sunt niște instituții așa coborâte din cer pe pământ și anulează el ce vrea și ce nu vrea. Adică trebuie să fie îndeplinite niște condiții. Asta cum mă duc la CEDO e o chestie pe care au auzit la tata Floarea care a auzit și ea de CEDO și spune că pică la CEDO. Avem la un moment dat legislație în România, după care avem legislație la nivel european, că na, facem parte din Uniunea Europeană, încă. După care avem legislație internațională. Legislația noastră internă trebuie să fie conformă și cu cea de la nivel european și cu cea de la nivel internațional. Deci nu pot, dacă, spre exemplu, ai un regulament care spune că nu se pedepsește deținerea de droguri ușoare, respectiv, nu știu, cannabisul, nu poți să vii în România să zici eu vreau să o pedepsesc, pentru că contravine dreptul european în dreptul național. Și cade sau nu cade? Nu cade. Nu cade. Nu cade, pentru că până la urmă este dreptul fiecărui stat de a adopta o legislație specifică. Poți la un moment dat să zici eu nu mai pedepsesc această contravenție, această infracțiune deloc și practic o să zici că deținerea pentru consum propriu e ok, iarăși în anumite limite, în anumite grame. Că să știți că nu e la modul în care poți să ai 100 de grame acasă și prin alte state și e bine. Nu. E mult mai asta. Da. Spre exemplu, în Amsterdam. În Amsterdam ai voie să consumi teoretic doar în cartierul roșu. Da, nu știam.
Da, nu în toată Olanda. Aha, okay. Deci iarăși e, dacă cum s-a schimbat ceva, eu așa țin minte. Deci iarăși contează foarte, foarte mult. Și chiar și acolo o legislație specifică că fiecare cafenea, din câte țin minte, nu poate să aibă o comandă mai mare de 5 grame. Adică e, da, e interesant. Da, de fapt, da, are sens, da. Asta zic, nu este că pică ceva sau că nu pică ceva. Eu știu și contextul, pentru că eu vă recomand întotdeauna, când auziți de un proiect de lege, să căutați ceea ce se numește expunerea de motive sau nota de fundamentare, dacă e hotărâre de guvern sau ordonanță de urgență. Ca să nu vorbeți limbi străine, că știu că am vorbit limbi străine, expunerea de motive sau nota de fundamentare sunt acele documente în care cei care inițiază acel proiect de lege, de act normativ de fapt, zic, bă, uite, am adoptat asta sau vrem să adoptăm pentru că. Și o să vezi de ce. În general, aici cu mărirea pedepselor pentru consumul de droguri și pentru deținere a fost din cauza a ceea ce s-a petrecut la festivalul Saga și iarăși vorbind pe fondul PR. Emoțional se întâmplă chestia asta. Se întâmplă PR pentru MAI, mai în traducere liberă. Da, uite, iarăși, hai să vă zic o chestie apropo de la un moment dat ce înseamnă fake news și pastile. Știți că a avut toată presa, se mărește impozitul la păcănele, la asta la iarăși. Acum s-a pus în dezbatere publică. Pentru că vă zic cum s-a întâmplat. Am văzut bă, și eu știrile astea și eu ca orice fraier care se respectă din avocatură, am zis, bă, hai să caut lege. Am căutat, mi-a venit rău. Am zis, bine, hai să caut proiectul. Nu era nici ăsta. Bă, da, toată lumea avea pe surse și toată lumea spunea că intră, s-a publicat, s-a făcut. Până când s-a publicat, cred că ieri sau alaltă, nu mai țin minte, ai salut, ai intrat în dezbatere publică. Deci nici măcar acum nu știm dacă de la 1 ianuarie 2023 intrăm pe, să se ducă norma de venit la PFA de la 100.000 la 25.000 de euro să se micșoreze. Dacă ești obligat să iei un angajat sau așa mai departe. Dar, na, dezbatere publică este acel proces de transparență prin care persoanele interesate, și aici vorbim de organisme, de organizații, cum este, de exemplu, AmCeamu sau cum sunt alte organizații patronate și așa mai departe, Horeca, Asociația de Securitate din IT și așa mai departe, sau patronat din IT, poate să zică, uite, eu, noi nu suntem de acord cu asta pentru că și așa, și așa, și așa. Nu înseamnă că dacă eu fac observații în dezbatere publică, amendamente se numesc, ele vor fi și adoptate sau va schimba ceva. Dar este un drept pe care eu îl am, astfel încât să fac chestia asta. După aia, ce se va întâmpla la for decizional, oricum, mai mâncă o pâine. Îmi place foarte tare că, deși cazinourile și tot ce înseamnă zona asta de păcănea generalizată din România, aduce la bugetul statului din niște taxe infime, față de orice alte companii din România, taxa este pe câștigători. Da. 40% câștigător. Păi, dar ce, doar nu o taxe de ocazie din nou? Doamne, deci câștigătorul, pe lângă că este, cum să zic, dacă nu pe lângă că este schemuit de casino și care are șansă de, cât mai sunt zilele astea, 5% să câștige, pe lângă care 5% șansă să câștige, mai ai 40%. Nu cumva să taxăm cazinourile. Aveam eu odată, știi, cu aia în fund și cu banul ăla, nu merge. Efectiv. O chestie care se duce din ce în ce mai mult la noi și prinde avânt, cum a prins și în afară, este social commerce-ul. Social commerce înseamnă când îți faci tu un magazin pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, tu nu existi, că nu ai un e-commerce, ai corect, un social commerce. Da. Și eu sunt fiartă pe de-astea. N-ai voie să faci retur. Cum adică? Da. Legea asta, apropo, vedeți că de asta mie îmi place cu legile. Legea asta zice la modul următor. Fii atent, se consideră vânzarea la distanță orice fel de platformă, inclusiv rețele de socializare. Deci, mai sunat la telefon, e vânzarea la distanță. Am dat o comandă printr-un DM pe Instagram, e comandă la distanță. Am dat click pe un magazin de pe Facebook, este vânzarea la distanță. OLX, iarăși, vânzarea la distanță. Da, scuze că te întrerup, dar cred că e distinția importantă pe care ai menționat-o și tu în TikTok-ul tău, că una e să vinzi mouse-ul ăsta că nu mai folosești pe OLX și alta e să faci comerț pe OLX, să vinzi constant mouse-uri. Acum, iarăși, este o mare discuție, cum mi-a zis cineva. Era o femeie care spunea că ea practic își vinde la 2 luni de zile jumate din dressing. Acum știi cum este, dacă la 2 luni de zile îți vinzi jumate din dressing, deja ea face de second hand, știi? Da. Nu vreau să fiu rea, asta este. Și atunci, practic, legislația asta vine să te protejeze de toate țepele care se dau pe internet. Știu că poate că lumea nu e de acord cu ceea ce zic acum, dar am pățit de foarte multe ori când oamenii au făcut, nu știu, comenzi pe internet, pe Instagram, vorbind de conturi de 100.000 de oameni, de urmăritori și mai departe, după care nu s-au putut
putut face. Din punctul meu de vedere, o să protejeze foarte bine consumatorii, pentru că asta am spus. Chestia asta este EUG 34/2014, cred. Poți să cauți legea privind protecția consumatorilor. E foarte important să-ți dai seama care sunt ție drepturile în calitate de consumator, pentru că dacă tu te prinzi că drepturile tale sunt încălcate, atunci, bineînțeles, și consumatorii vor fi trași la răspundere și vor adopta până la urmă niște practici comerciale corecte. Așa cum eu sunt fiartă pe prețurile afișate produselor. Cum adică? Cu prețuri recomandate de producători, preț mediu de retail, preț recomandat de vânzare și practic ne facem, promoție de acolo. Astea sunt strategii de marketing pe care încercăm să le facem. O să mai meargă și la noi chestia asta încă vreo jumătate de an, până când o să le baneze ca în afară, unde, boss, ai prețul care e preț, adică cu cât l-ai pus prima oară. Apropo, magazin pe Instagram poate să însemne de la plătit ramburs la curier cu banii, până la să trimiți link de plată prin Stripe, să emiți facturi cu buton de plată, să faci dropshipping, să faci fulfillment, adică un shop pe Instagram nu înseamnă doar salut, vreau să plasești o comandă prin mesaj privat. Ideea la mod motor, oriunde vrei tu să vinzi, și la colțul străzii, dacă faci o chestie cu carte constant, îți trebuie asta, un PFA sau un SRL. Asta vreau să zic. Diferența e, o faci constant, da, atunci e 100% clar că o să ai probleme legale dacă o faci fără PFA sau SRL. Ți-ai vândut odată garderoba, nu o să vină niciodată anafă peste tine să te întrebe unde sunt cei 5 lei pe care i-ai luat pe ciorapii Adidas, da, din SH. Exact. Adică nu... n-o să fie sunt, așa. Sunt ăia pe care îi înjur de când lumea și pământul, care cumpără din SH și vând la suprapreț pe Instagram, care funcționează în ilegalitate, de exemplu. Trebuie să înțelegem că toate astea vin ca să te protejeze în calitate de consumator. Și îți convine chestia asta, crede-mă. Pe de altă parte, înțeleg la un moment dat să fie și o chestie mai puternică de dat bunurile la retur, pentru că cum se întâmplă? Am cunoștințe care, spre exemplu, zic, bă, mă duc în concediu. Am nevoie de o dronă. O cumpără. Așa, dau înapoi, 10 zile. Pom, 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 pom. Așa funcționează tot industria de fashion, nu vă spun. Asta zic. Unii au făcut după aia bani în chestia asta, că închiriază brochile second hand pe la femei când au nevoie, sau la, sau mă, toate costumațiile la oricine pentru o seară sau două. Pentru că altfel e simplu. E o rochie, ascunzi etichetele că n-ai voie să asta, le ții frumos. Dacă vă uiți la tutoriale pe internet și știi câte sunt, mamma mia! Tu mai ca după aia o să o dai intactă. Și să zici că e ok. 3 sferturi din shootingurile de fashion pe care le vedeți la influencerițele dumneavoastră preferate sunt cu haine cu etichetele pe ele. Sau mă rog, haine luate de pe la altcineva. Da, 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 asta... Adică e foarte, la orice... A, avem filmare mâine? Bun, păi trebuie să mă duc în Zara să iau nu știu ce ca să dau înapoi. Dar asta nu dau aia la bijuterie, am înțeles. Acum am aflat recent că la bijuterie nu dai retur, da. Nu, tocmai de asta. Eu, spre exemplu, aș milita la un moment dat, deși știu că este contraintuitiv, aș milita și pentru niște politici mult mai dure de retur, pentru că puneți-vă și în pielea comerciantului. Bun, când ești un super mare conglomerat, hai să zicem că, deși și acolo e o pierdere foarte mare, chiar dacă voi credeți că nu este, citiți la un moment dat rapoartele Amazon să vedeți cât de mare este apropo de, am o idee bună, mi-o țin și nu uit. Dar la un magazin mic, să dai tu retur doar pentru că n-ai chef să dai, până la nenorocești, pentru că nu toți au pagină de resigilate, e un alt business și așa mai departe. Apropo de politica de retur, în state acum, Asociația Scriitorilor vrea să dea în judecată Amazon și să boicoteze, pentru că Amazon s-a trezit să implementeze o politică de retur la Kindle. În 7 zile după ce ai cumpărat un Kindle și l-ai deschis, poți să-l dai retur. Wow. Da. Și tu deja citești. Exact, asta au zis și oamenii. Păi stai puțin, bobiță, că tu deja citești în alea 7 zile. Ok, retur, înțeleg că pentru tine Amazon îți convine, dar eu ca autor nu primez nimic de acolo. Și atunci, asta zic, întotdeauna ar trebui să ne gândim și din perspectiva comerciantului. De aia zic, mă, cât se poate, hai să nu dăm bun retur. Nu știu dacă în viața mea, spre exemplu, am dat 2 produse retur. Da, eu am această politică când vine vorba de, eu personal, în viața mea de zi cu zi, când vine vorba de branduri mici în staff, parcă e Max sau whatever. Adică, na, cumva și își asumă chestia asta și în business planul lor, nu, adică n-aș plânge de milă la toți giganții ăștia, adică toate calculele pe care ți le faci la cum îi zice, la modelul de business, da. Exact cum ai zis și tu, știi exact cam cât la 100% din clienți dau și înapoi sau whatever, alea sunt calculate. Amazon, de exemplu, nu primește înapoi produse de astea sub $50, adică zici, vreau să pare tu, zice, nu mai, păi la da, ține acolo. Pentru că, uite, am citit și eu anul trecut, a fost o chestie foarte interesantă. Acum nu v-a apucat să faceți asta, se întâmplă la unele produse, la niște categorii de produse. Și spun de ce, pentru că în state și după aia o să se va implementa sistemul și la noi, au ajuns la concluzia că este mult
mult mai eficient să nu mai facă omul retur, ci să-i trimită un alt produs, să-i dea mai înapoi, pentru că practic costurile cu să trimiți o mașină, să-l împachetezi, să-l despachetezi, să hrăsămă, efectiv nu rentaș. La modul mă tobobiță, vrei să primești asta, îți trimit eu altceva. Îți dau direct banii înapoi, pentru că era, spre exemplu, atunci, dacă cumpărai ceva de $20, toată nebunia din spate să spune că costa 50. Exact. Și zicea, decât să mi-l dai înapoi, ține-l tu, fă ce vrei tu cu el și îți dau eu încă $20 ca să fim fericiți. Da. Am avut și eu, de exemplu, am dat un caz când cineva a cumpărat un contract de la mine de licențiere, după ce a vorbit cu mine personal la telefon, i-a explicat exact pentru ce este. Am dat și consultanță o oră și jumătate. Contractul era, nu știu, 1800 de lei, ceva de genul ăsta. Și după aia, după 3 ore l-a citit și a zis, păi da, nici îmi trebuie mie. Omule, ți-am spus, e produs digital. La care el, păi, ți-l dau retur. Păi zic că, păi cum să n-ai retur un produs în Word? Pentru pe că, practic, deja l-ai, pe care da. Deja l-ai. Da, după aia a fost la modul următor. Ca să zic că la un moment dat și o chestie de business și de comercial. Și așa le spun și eu clienților. Eu puteam să mă cer cu el la infinit să-i zic că, domnule, eu conform asta, eu am dreptate. Tu ești, și oricum erai persoană juridică, deci nu ai să primești vreodată înapoi și așa mai departe. Business-wise, mie nu-mi convine. Pentru că mă trezeam când scrie la un moment dat un comentariu pe undeva, uite-o și pe asta, că n-a văzut să-mi dea mie bani înapoi și mi-a luat țeapă și s-a bucățit pe spatele meu. Aia e. Întotdeauna când ai un business, trebuie să vezi exact unde ți-e ție plus valoarea, astfel încât clientul să fie mulțumit, să te recomande mai departe și tu să nu ieși foarte rău în pierdere. Am văzut mai mulți oameni care au întrebat avocați la început ce sfaturi e pentru ei. Sau ce, a întrebat cineva, a pus o întrebare frumoasă, ceva la modul care... Care sunt principiile de viață unui avocat în început de drum. Eu l-am citat așa, nu mă dar rost! Mă dar rost a știut-o! Din păcate, asta din fericire, fiind avocat de profesie, țin minte foarte multe chestii și te vedeam cum mă uit așa pe cetul pe care nu-l citesc. Da, nu mai citi. Măi, mie mi-a plăcut foarte mult avocatura și îmi place foarte mult ceea ce fac. Din păcate, în România, avocatura nu este apreciată la adevărata ei valoare. Trebuie să fii super mega curios, trebuie să-ți placă și, sinceră să fiu, personal nu pot să mai recomand profesia asta, pentru că vine cu un bagaj în spate care efectiv te nenorocește. De la burnout-uri, la relații personale, la relații profesionale și dacă voi credeți cumva că avocații sunt, nu știu, super mega plini de bani și că merg clinic cu covinci în coadă, gândiți-vă că un avocat la un 35 de ani câștigă cam 1500 de euro brut. Și taxele, și taxele noastre sunt de 42%. Da, asta ca să faceți un pic o idee. Că voi auziți la un moment dat că voi cineva, nu știu, 1000 de lei ca să vă revizuiască un contract, credeți-mă că nu e puțin. Pentru că din banii ăia, 1000 de lei, 40% au dispărut așa. Adică nici măcar nu se încasează de către noi. Dispar așa. L-ai dat foc. După care, din restul care îți mai rămân, unul mai prestezi, mai ai eventual și cheltuieli, telefoane, alea, nu mai chirie, eu mă refer doar la profesionale. Și după aia mai rămâi și tu cu niște bani. De azi, spre exemplu, și din generația mea, tot mai mulți colegi au ajuns să se suspende. Pentru că nu pot să-ți bei mințile în fiecare weekend ca să uiți de toate astea. Însă recomand să intrați în avocatură cu o minte deschisă și să fii foarte curios, pentru că avocatura îți oferă o chestie pe care multe alte profesii nu ți-o oferă, respectiv să poți să ai o viziune de ansamblu asupra ceea ce te înconjoară. Pentru că dacă te ții cum trebuie și chiar investești în tine, o să înveți și cum să vorbești în public și cum să negociezi și cum să-ți gestionezi emoțiile și eventual pentru că intri în legătură cu foarte multe persoane. Dacă faci, de exemplu, consultanță de business ca mine, mie îmi place pentru că am aflat super multe chestii de business care pe mine m-au ajutat foarte, foarte mult. Și atunci, da, dar altfel lumea este foarte rea din foarte multe motive, iar o chestie pentru care eu nu o recomand este că adică dacă ai putea, ar fi bine să stai, nu știu, 5-6 ani în avocatură, după care să te duci undeva pe legal, in-house, pe contract de muncă. Pentru că să te cheme omul de unde lucrezi, când vrea el că vine clientul să stai, să faci, cum aveam eu la un moment dat când am făcut și o 3 zile instanță. București, Bacău, pleca la 3 dimineața, a ajuns în instanță, stat acolo 2 ore, 3, 5, după care a ajuns iarăși la birou, după 16 ore în care efectiv stăteai pe niște pastile. This is not a life, adică da, nici eu n-am nu cunosc, e suț. Nici eu n-am cunoscut pe cineva care să lucreze în firmele de avocatură de la noi din țară și să nu fie, da, on the brink of just fucking tall, mă apuc de altceva, mă duc, mă fac barista mâine, nu mai pot. Adică abuz
abuzurile da. Și overtime-ul și bătaia de joc. Măi, dar am văzut pe... eram la un moment dat, n-ai să știu cum, de Facebook, eram pe un grup de ăsta de angajatori, de ăsta, unde se postează job-uri, pe care am intrat la 17 ani și am rămas acolo. Păi și era un men care zicea, un băiețaj ăsta care avea o firmă de asta, de avocatură de 3 oameni, că ia studenții în practică, dar asta nu-i audă că fac figuri după ce se termină practica, că vor salariu și alte alea, că el să spetește să învețe. Și că el la rândul i-a făcut asta. Și că, exact, și că el la rând, păi da, eu 2 ani de zile am stat pe sub birou la șeful meu, păi și tu acum trebuie să... Doamne! Da. Și gen asta e atitudinea, să ne înțelegem, public! Da. Gen public, adică fără nicio rușine să zici asta public, dai-mi-te cum te duci la interviu și cum e în birou omul ăla. Asta zic, și compensația, să știi că e la fel și în filmele din Magic Circle, nu mai avem Magic Circle, s-au dus la noi, poți să vorbești de Big Four, diferă la un moment dat, dar nu extrem de mult. E posibil că la un moment dat să ajungi să câștigi mult mai bine în firmele mici sau în cabinete individuale, pentru că poți să negociezi un procent, o clientelă, o una, o alta. Dar ideea este că trebuie să alergi foarte mult și ce ar trebui să vă mai zile gândiți. Ce e Big Four? Că nu cred că Big Four sunt primele 4 firme, nu știu, ele după ceva de afaceri, care sunt de, Big Four de avocatură. Da, Big Four de audit, Big Four prin analogie și la noi. Magic Circle o chestie din Marea Britanie, primele, nu știu, 6 firme din Marea Britanie, de Magic Circle, Big Four pe audit, noi folosim Big Four și așa mai departe. Ideea este că pe românește ajungi rupt în gură, adică ajungi la modul în care nu vrei să mai vorbești cu oamenii, nu vrei să mai ieși din casă, ești obosit după stat și explica clienților 7000 de chestii asta. Credeți-mă că ai foarte multe lead-uri care nu se concretizează, eu sunt pe avocatul. În momentul în care le zic oamenilor, bă, uite, te costă atâta o oră de consultanță, mersi, nu vreau. Dar investești timp pentru chestia asta și, na, practic la mine partea de contribuție este partea pe care o fac în online și îmi place, pentru că, na, până la urmă îmi place mie să fac chestia asta. Nu tot ceea ce este, exact cum spune și Cookies Enjoyer, nu tot ceea ce este frumos și flashy înseamnă că este și mai bine. Nu cred că vă convine să muriți la 35 de ani de AVC într-o noapte când făceați overtime pe canapea sau să ajungi să... Lucru care se întâmplă și nu doar în drept, multe profesii de-astea liberale. Și am prieteni care la 3 zile își mai fac o perfuzie și așa mai departe. Nu spun că este concept de normal. Măi, deci... Da, mă duc mai bag-o pe fute și vin. Mulți dintre voi habar n-aveți, că n-aveți de unde. În unele profesii liberale, avocatură, arhitectură, și am auzit și în publicitate, cum îi zice, audit și așa mai departe, este normalizat să te duci o dată la câteva zile să-ți faci perfuzie. Da, adică nu, la noi era la medicină modul de... nu mai vorbim, că la medicină o ai acolo, da, la medicină cred că știe toată lumea. Da. Dar eu zic că e normalizat în profesii astea unde nu te-ai gândit că... Adică de asta, la modul în care salut, uite, mă simt rău, du-te și până la spital, bag-o pe fuzi și vină la pei. Că avem discuții la ora 6 cu clientul, adică asta zic. Și nu se face, adică, bun, nu este neapărat o chestie generală, sunt și oameni care, nu înseamnă că dacă cineva a pățit ceva aiurea și tu vei păți la fel, depinde foarte mult de departamentul în care pici, de oamenii cu care lucrezi, adică și în cadrul aceleași companii, unii poate să zic, mamă, ce viață bună duc și tu să fii, bă, da, de ce? Sau viceversa. Doar că noi nu avem protecția prevăzută de lege. Chiar dacă lumea te privește din afară ca o mamă ce poleți ai, au apus vremurile alea în care să fii avocat era așa, nu știu, da, o profesie nobilă. Păi dacă îi zic acum unii că sunt avocat, zice, aolo, ia vezi mie mă bani. Păi nu, dar poate că aveam să zic ceva. Lasă, boss, că nu merge, știi? Firme de consultantă juridică. Hai să zic o chestie. E o discuție largă. Eu, de exemplu, fac foarte mult la mine consultanța juridică, mai mult consultanță de business-wise. Adică când vii la mine cu un e-commerce, pe exemplu, eu te iau și din punct de vedere de copii și de marketing și de ads și de generation și de toate alea, că numai legal-wise nu este. Eu vă recomand întotdeauna să vă găsiți acel avocat care să fie bun pentru situația pe care aveți voi nevoie. Dacă, spre exemplu, Silviu s-a dus la un avocat și l-a ajutat pe el cu problemă pe dreptul muncii, nu înseamnă că dacă tu ai un divorț, avocatul ăla va fi bun, chiar dacă Silviu s-a înțeles de minune cu femeia respectivă sau cu bărbatul respectiv, ce ar fi fost el. Trebuie să mai înțelegeți de foarte multe ori că avocații, în general, nu prea refuză cauze. Din, exact cum am spus, taxele foarte mari și salarii și onorariile mici. Și atunci... De asta făceam mișto de toți țeparii de pe la noi, de pe internet, care zic e că, plin forum. Că mi-am luat avocat. Faptul că ți-ai luat avocat nu înseamnă nimic. Înseamnă că e un băiat care zice, bun, hai că mi-am luat și 4.000 de lei azi, aia e. Da, exact. Eu mereu am avut chestia asta, în care dacă vine cineva la mine cu penalul, îi zic, eu nu știu, nici măcar nu-mi dau cu părerea, dar explică-mi situația, că na, nu înseamnă că sunt imbecile și că nu știu penal. Nu știu să fac penal, dar în funcție de ce problemă ai tu din penal, poți să știu dacă recomand, de exemplu, un avocat pe infracțiuni economice, unul pe infracțiuni informatice, unul pe înșelăciune sau alții care sunt
sunt, care sunt specializați pe anumite chestii. Cum și să alegi un avocat? Eu am o replică aici. La mine ar fi simplu să mă alegi pentru că portofoliul meu este public. Adică vezi cum scriu, vezi ce fac prin social media și cam vezi ce rezonez cu mine. Îl alegi în momentul în care ai plecat de acolo sau din orice discuție cu el, lămurit pe înțelesul tău. Adică dacă tu în momentul în care ai plecat din cabinetul lui, din locul lui, din Zoom și așa mai departe, ești la modul de, bă, nu știu dacă neapărat o să am câștig de cauză, pentru că nu-ți garantează nimeni vreun câștig de cauză vreodată în ceva, dar știu acum care sunt riscurile, ce șanse aș putea să am și sunt confortabil să merg cu avocatul ăsta mai departe. Eu așa aș alege avocat. O părere personală, de când a trebuit să-mi aleg avocat în mai multe situații, m-a ajutat pe lângă chestia foarte importantă asta de a înțelege ce zice omul ăla. Cred că mai important și ca omul ăla să înțeleagă ce zici tu, pentru că s-ar putea să ai cauze de-astea pe streaming. Da. Câți avocați știu ce e Twitch în România? 3, zic și, eu. Și cum dacă se face copyright-ul pe Twitch și așa mai dacă departe. Dacă habar n-are omul ăla ce înseamnă streaming, poate nu e omul meu. Și mai e și chestia de feeling, I guess, ca la orice persoană. Ai avut un contact bun cu omul ăla, că o să stai cu el. Cu ei sau cu ea sau cu cine o fi. Da. O să stai cu omul ăla un an, doi, trei, cinci, o să vă tot vedeți, o să vă întâlniți, o să vă auziți la telefon, o să mergeți în sala de judecată dacă e nevoie și mai departe. Adică cred că contează și chestia asta de raport pe care l-ai cu omul ăla. Pare că este empatic cu cauza ta, că uite, eu am avut un caz în care... Empatie e moartea pasiunii, da. Pe mitu, foarte greu să găsești avocați care să fie empatici cu cauza în 2017. Foarte greu. Exact. Și-am găsit și a fost foarte ok și ne-a câștigat în prima instanță și a fost foarte... Empatia este iarăși chestie pe care citeam Daniel Goleman în Focus și acum în altă carte. Cel puțin noi ca avocați, la modul serios, noi teoretic ne cam pe mine m-a ajutat de mică. Eu sunt I lack empathy din totdeauna și na, unii avocați merg în continuare pe chestia asta ca la medici. Nu pot să fie empatic, dar noi confundăm partea de empatie cu emoții și sentimente, ceea ce they're completely different stories. Eu, spre exemplu, nu rezonez sentimental și emoțional cu cauza ta pentru că tocmai de-aia sunt distantă și ca medic ar trebui să fii la fel, dar pe de altă parte am empatie. Empatie înseamnă că vezi că atunci când te duci la doctor, că ăla când scrie pe calculator se mai uite din când în când la tine și vede dacă ești confortabil, dacă ești ok, dacă ți-e frică. Că la avocat și eu mai fac follow-up la un moment dat, salut, uite, ai înțeles, ești ok, mai intru pe aici, mai vorbim de o chestie, adică trebuie să faci, exact, empatie cognitivă, trebuie să faci chestia asta încât persoana din fața ta să se simtă încrezător să spună ceva, pentru că uite, se întâmplă de foarte multe ori ca clienții să ascundă chestii de rușine, în general de rușine. Sau că nu îi se pare important, sau că zice că dacă spune că ești, crede că ești proști și așa mai departe. Eu am clienți cu care vorbești la 2 dimineața pe WhatsApp și pe Discord și am cu de-astea. A, nu, am fost prost, dar așa mă și pe mine. Gata, șeful, facem. Să-ți dai overtime la... exact. La compania anaudite SRL. Zine pe încheiere despre ceva interesant despre lumea cripto de PDV legal. Ceva fun fact de lumea cripto, NFT-uri, din punct de vedere legal. Poate ce nu știe lumea sau... Ce nu știe lumea pe și... Lângă, pe lângă că nu știu că se impozitează veniturile de acolo, dar asta află mai ușor. Ceva mai, nu știu. Din punct de vedere de NFT-uri, că asta mi-a plăcut foarte mult, lumea nu înțelege că NFT-urile sunt purtătoare de drepturi de autor și că doar ideea de a da royalties nu te ajută. Adică am văzut foarte multe persoane care, practic, au zis, mi-a făcut și mie un prieten niște NFT-uri și eu le-am pus la vânzare. Pe de altă parte, prietenul ăla poate să vină întotdeauna să zică, salut, drepturile mele de autor sunt ale mele și practic să se ducă pe tot lanțul. Păi, dar tu n-ai făcut un contract de la clasic de graphic designer. Dar tu cu... și câți crezi că în contracte de graphic design... A, că ei nu-și fac asta, da, ok, ok. Știi da, că okay. La noi asta e chestia. Las că am eu un contract pe care îl adaptez de undeva și te trezești după aia, pute puțin că n-am drepturile de autor, de proprietate intelectuală pentru ceea ce am creat. Păi de ce? Păi că n-am scris în contract. Păi stai, șefule, dacă am plătit. Dacă ai plătit, nu înseamnă că se transferă la tine. Apropo, da. Și în raportul de muncă e aceeași chestie. Dacă nu se prevede că se transferă către angajator, rămâne la angajat dacă nu e în IT. Distracție. Da, e foarte interesant. Doamne ajută, toate cele bune. Mulțumim încă o dată că ai venit la noi. Mulțumesc și eu că m-ai chemat. Pupici, pa, pa. Pa.